Bună ziua tuturor, noroc bun ortacilor, emisiunea Valea Jiului, un univers începând din data de 22 august, mai precis de astăzi, cu siguranță își va schimba programul la o oră mult mai umană, probabil vor fi orele 20-30 în fiecare zi, tot așa de duminică până joi. Vom anunța programul din timp, bineînțeles, pentru toți cei care sunteți interesați de minerit, energie, etc. și alte subiecte interesante care sper eu că vi le-am prezentat în fiecare emisiune. Cu siguranță vom avea și mai mulți invitați, având în vedere ora la care se va desfășura emisiunea pe viitor. Era totuși o oră târzie, orele 23. Sper că nu ne-am făcut de râs nici la orele acele târzii ale serii, deoarece mesajele pe care le-am primit sunt destul de bune referitoare la această emisiune. Astăzi suntem în direct, repede, 22 august, ora 16, suntem în direct, vom discuta destul de mult despre minerit energie, mai ales că înainte de a intra în această emisiune am avut o discuție telefonică cu domnul Andronache Daniel, directorul general Complexul Energetic Hunedoara. Am avut o discuție și cu directorul general adjunct Nicolae Drăgoi în cursul zilei de astăzi. Vom avea câteva știri foarte interesante legate de ceea ce se petrece în cadrul Complexului Energetic Hunedoara. După ce vom prezenta, ca de obicei, producția, consumul, prețurile la energie, vom intra în aceste subiecte. De ce trebuie să vă informăm zi de zi despre ce se petrece în minerit și în energie? Pentru a nu da curs unor zvonuri care, mă rog, spun că, vezi, Doamne, apocalipsa pe care o prevedea celebrul călugăr Rasputin va începe de mâine în Valea Jiului și, vezi, Doamne, va fi potop peste noi. Sunt oameni care lansează astfel de zvonuri pentru ca tot ei apoi să se lupte, să rezolve, să nu se petreacă astfel de lucruri, ca să-și mărească probabil cota politică sau cota lor electorală, și o să vedeți că în curând lupta electorală va ajunge și în alte sfere față de cum ne-am obișnuit noi până acum, respectiv în sfera sindicală. Voi discuta și despre aceste câteva subiecte înspre finalul emisiunii. Bun, haideți să prezentăm prima dată ce se consumă astăzi în România și ce se produce din punct de vedere al energiei electrice. O să prezinte regia acest grafic. În partea de sus vedeți că este un consum destul de bun. Undeva la mijlocul acestui grafic este producția pe cărbune, care este zdrobitoare astăzi. Deci, practic, se produce în marea majoritate energia se produce prin arderea cărbunelui, fie că e vorba de huilă, fie că este vorba de lignit. Haideți să vă și prezentăm cum stăm. La 10 minute înainte de a intra în această emisiune se consumau 6.790 de megawatts, o producție de 6.842, pe nuclear 1.367 de megawatts. Repet, nuclear electrica dă foarte constant în bază, în bandă, pardon, energie electrică, nici nu se poate altcumva. Eolianul, destul de binișor, am putea spune, vreo 200 de megawatts, atât dădeau și ei în bandă. Hidro 1484, hidrocarburi, respectiv cei de la OMV Petrom, 1000 de megawatts. Iar pe cărbune, atenție, o producție foarte bună, 2555 de megawatts. Fotovoltaicele 131 și, repet, biomasa care a apărut în bandă de aproximativ o lună de zile dau 11 MW, un sold de 53 de MW. Soldul ăsta reprezintă diferența între producție și consum, producția fiind mai mare cu 53 de MW. Acești MW practic trebuie scoși din bandă și se vând peste hotare. Mă rog, prețul la care se vândă acești megawatți ca surplus, atenție, nu este un preț extraordinar de mare, să nu creadă cineva că se încasează bani foarte mulți pentru cei 53 de megawatți în plus. Dar, repet, o zi bună, cel puțin până acum, pentru producția de energie pe cărbune. Iată,
aproape deloc nu a scăzut sub 2500 de megawați, începând cu ora 9, peste 2500 de megawați în bandă produși pe cărbune, adică prin arderea lignitului, trebuie să o spunem asta, că ei sunt preponderenți, și pe huilă. Dacă vom mai reuși să menținem acest ritm următoarele două luni de zile, cred că ar fi ceva foarte bun pentru, ar fi ceva extraordinar pentru producătorii de energie termoelectrică, pe cărbune, pardon, lucru care ne-ar bucura foarte mult și cu siguranță s-au rezolvat și anumite probleme din domeniul mineritului și energiei. Haideți să vedem prețurile pentru ziua de mâine, de pe piața zilei următoare. Prețuri, haideți să le analizăm puțin, de la 104 lei cel mai mic preț, 109, dar se ajunge și la 280-270 de lei la orele de vârf, orele de vârf însemnând de la 12 până la 18, iar apoi la ora 22, iată, ajunge cel mai mare preț din piața zilei următoare de mâine, este de 280 de lei, asta probabil având în vedere că probabil și mâine sunt meciuri și toată lumea va fi cu televizoarele, aparatele de aer condiționat pornite. Repet, mâine la ora 22, iată, sunt 280 de lei va fi prețul megawattului. Pe piețele la termen, prețurile sunt peste 200 de lei, prețuri destul de bune, deci este o afacere până la urmă și dacă reușești să vinzi energie cu plata la termen, se pare că poți câștiga bani frumos și din această afacere. Legat de certificatele verzi, suntem în luna iulie, haideți să vedem ce certificate verzi s-au tranzacționat. S-au tranzacționat un număr de 334.990 de certificate verzi. Observați graficul din partea stângă. Deci 334.990 de certificate verzi s-au tranzacționat în luna iulie la prețul de 179 de lei, probabil, certificatul. În luna iunie s-au tranzacționat 200.078 de certificate verzi la 176,11 lei certificatul, iar în luna august până acum, mai sunt câteva zile totuși din luna august, s-au tranzacționat 169.700 de certificate verzi în scădere, la un preț tot în scădere, de 178,74 de lei. Deci iată că există o scădere pe piață a certificatelor verzi. Haideți să vedem mai departe câteva știri, tot așa din minerit și energie, ca încet încet să ajungem și apoi în lumea sindicală, care se pare că pe zi ce trece devine tot mai fascinantă și plină de surprize. Știrea care mie mi s-a părut foarte interesantă și chiar probabil ieșită din comun, ieri pe pagina de Facebook a acestei emisiuni am postat ideea în care, după ce îi bagi în casă, iată că te și reclamă, este vorba de CEZ, celebra companie cehă, care a reclamat, iată, România la Bruxelles privind amânarea acordării certificatelor verzi. Deci au venit la noi în țară, i-am lăsat să-și facă parcuri eoliene, i-am lăsat să aibă o grămadă de linii de distribuție, etc. Iar acum, când ceva nu le convine, iată că ne reclamă la Bruxelles. CEZ a reclamat România la Comisia Europeană în legătură cu decizia Guvernului de a amâna acordarea unor certificate verzi către producătorii de energie regenerabilă, grupul CEH estimând că ar putea pierde astfel 6 miliarde de coroane, respectiv 230 de milioane de euro, potrivit unui ziar din Cehia, haideți să-i și dăm numele, se numește Patria. Guvernul a decis la începutul lunii iunie să amâne acordarea unui certificat din cele două alocate producției de energie eoliană până în 2017. Restul certificatelor urmează să fie distribuite eșalonat până în începând din anul 2018. Decizia a nemulțumit investitorii
în astfel de unități de producție a electricității. CEZ este cel mai mare investitor în producția de energie eoliană în România. Repet, CEZ-ul are cel mai mare parc eolian din România, care se află în județul Tulcea, la Fântânele, Cogealac. Comuna este Cogealac, satul Fântânele. Energia produsă din surse regenerabile este sprijinită de guvern prin schema certificatelor verzi. Fiecare producător primește gratuit de la Transelectrica un număr de certificate verzi pentru energia pe care o produce și o livrează în rețea. Mai departe, producătorii vând aceste certificate verzi către furnizori, care sunt obligați prin lege să le cumpere. Scopul fiind ca o anumită parte din consumul final de energie să fie asigurată de sursele regenerabile. Furnizorii își recuperează costurile cu achiziția certificatelor verzi prin includerea în tarife a acestor cheltuieli. Potrivit CEZ, aceștia au subliniat că nu cunosc condițiile în care va fi transferat cel de-al doilea certificat verde și sunt îngrijorați că ar putea apărea noi schimbări până în 2017. Compania în calcul inclusiv apelarea la o curte de arbitraj. Anterior, în luna iulie, îs curios CEZ-ul la ce curte de arbitraj și pe cine a mai reclamat în Bulgaria, când Procurorul General al Bulgariei le-a ridicat licența de funcționare pe teritoriul Bulgariei la presiunea maselor. Deci, potrivit celor de la CEZ, care reclamă în continuare la Curtea de Arbitraj, vor să facă și acest lucru, spune Jan Vesna, un nume așa mai interesant, președintele CEZ, a declarat că grupul CEH va cere guvernului să garanteze că va acorda după 2017 contravaloarea certificatelor verzi amânate până la începutul lunii iunie, care se ridică la o valoare de 1,8 miliarde de lei, respectiv 400 de milioane de euro. CEZ a investit peste 1 miliard de euro în România, potrivit companiei. Așa cum spuneam, CEZ are în Dobrogea parcuri eoliene cu o capacitate instalată de 600 MW, cea mai mare din România pentru acest tip de producție a energiei. Deci, ca să vă faceți o dimensiune, o imagine a dimensiunii parcului pe care CEZ îl are în România, cei 600 de MW sunt practic cam de 4 ori producția de la uzina electrică Paroșeni. Grupul CEH a intrat pe piața energetică românească în 2005, când a cumpărat de la stat firma de distribuție a energiei electrică Oltenia. CEZ a avut anul trecut în România un profit net de 189 de milioane de lei, de peste 4 ori mai mare față de cel din 2011. Rezultat influențat semnificativ de recuperarea unor creanțe de pe la CFR. Haideți să vedem cât au cifra de afaceri. Cifra de afaceri acestea în România a urcat de la 1,7 miliarde de lei în 2011 la 1,9 miliarde de lei în anul trecut. Deci iată că o firmă care stă foarte, foarte bine din punct de vedere al afacerilor în România și își permite, iată, destul de multe, să ne și reclame la Bruxelles, cine știe ce se poate întâmpla sau cine știe ce alte lucruri poate să se petreacă în România în urma acestor reclamații din partea celor de la CEZ. Probabil vom fi obligați să le dăm banii mult mai repede, fiindcă așa se întâmplă când ești o țară destul de mică și cu influență aproape nulă în ceea ce se întâmplă în Europa și în sistemul energetic până la urmă din Europa și din lume. Așa cum spuneam în cadrul emisiunii Valea Jiului Univers, România nu mai poate de an bun de zile, iată, de prin 2005, ca să și spunem o anumită perioadă, să dispună sau, mă rog, să aibă o politică energetică coerentă. Politica energetică a României până la urmă este un întreg al politicii energetice a Europei, care își proiectează această politică în funcție de alianțele pe care Europa, Uniunea Europeană le are cu Statele Unite ale Americii. Haideți să vă mai dau o știre, cred eu, foarte interesantă. Proprietarii combinatelor metalurgice cer guvernului facilități fiscale. Nici nu cred că se putea cumva. Proprietarii combinatelor metalurgice din România cer guvernului reducerea impozitului pe profit reinvestit, impozit diferențiat pentru câștigurile din exporturi, acces la contracte pe termen lung la energie și gaze naturale. Asta este o știre care este apărută cu câteva ore în urmă.
Printre solicitările adresate de companiile metalurgice Ministerului Economiei se numără scăderea impozitului pe profitul reinvestit, aplicarea impozitului diferențiat pentru profitul realizat din export, acordarea de facilități la taxele de racordare la utilități și infrastructură până la recuperarea integrală a investițiilor specifice, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei. De asemenea, industria metalurgică solicită transferarea unei părți din impozitarea pe forța de muncă spre impozitarea consumului de resurse materiale și energetice. O propunere la fel de interesantă se referă la exceptarea consumatorului industrial care consumă mai mult de 150 de gigawatts oră energie electrică pe an de la plata taxei pentru energia regenerabilă pentru tot consumul lor de energie electrică, urmând ca aceștia să plătească maxim 0,5 euro megawattul oră pentru certificate verzi pe toată perioada aplicării schemei de sprijin pentru energia regenerabilă potrivit comunicatului. Lucruri, iată, interesante. Reprezentanții celor mai mari comunitate din România au cerut de mai multe ori guvernului să reducă ajutorul de stat acordat producătorilor de energie din surse regenerabile, acuzând costurile ridicate înregistrate la achiziționarea electricității. Companiile metalurgice solicită facilități fiscale pentru firmele care dezvoltă și integrează în produsele finale românești complexe, cum ar fi autoturismele, echipamentele de telecomunicații sau cele industriale. De asemenea, companiile din sector cer Ministerul Economiei să modifice legislația pentru a le permite să aibă contracte pe termen lung, în special la energie electrică și gaze naturale. Repet, legislația de o anumită perioadă de timp prevede ca energia electrică în general să fie cumpărată de pe piața zilei următoare, iar gazele naturale se pare că vor ajunge și acestea să fie cumpărate tot așa de pe o piață liberă și de pe un fel de bursă, să spunem așa, a gazelor naturale. Astfel de contracte pe termen lung la electricitate au fost denunțate anul trecut de administratorul judiciar al Hidroelectrica, care a arătat că din astfel de acorduri compania de stat a pierdut 1,5 miliarde de euro. Deci, cu alte cuvinte, se face o presiune până la urmă pe guvernul României, având în vedere șomajul, având în vedere pericolul ca aceste combinate siderurgice și firme puternice din România să părăsească teritoriul, probabil se va apela din nou la o altă categorie, să spunem așa, tot de băieți deștepți, care vor reuși până la urmă să facă o grămadă de contracte pe termen lung și probabil încet, încet economia se va mișca din nou, așa cum s-a petrecut cu ceva ani în urmă. Alte facilități fiscale au mai fost cerute pentru firmele care angajează personal din promoțiile curente, precum și introducerea doctoratelor industriale. Metalurgiștii au propus și înființarea unui minister sau unui departament al industriei prelucrătoare, precum și crearea unui centru național de tehnologii și materiale avansate. Ministerul Economiei încearcă să facă o strategie de competitivitate a României, iar în acest sens a avut consultări cu 250 de companii și asociații din industrie. 250 de companii și asociații și 24 de asociații din industrie. Companiile din România au produs anul trecut 3,4 milioane tone de oțel brut, cu 32% mai puțin față de nivelul de 5 milioane tone înregistrat în 2008. În acest sector lucrau la sfârșitul anului trecut 32.800 de angajați, cu 30% mai puțin față de 2008. Industria metalurgică românească este integral privatizată, iar ponderea capitalului străin este de aproximativ 80%. Anul trecut, combinatele de profil din România au acoperit 11% din exporturile țării. Cele mai importante companii din acest sector, sunt Alrostratina, controlată de grupul Vimetco, al omului de afaceri rus Vitali Masitki, așa ArcelorMittal Galați din grupul ArcelorMittal, al miliardarului indian Lakshmi Mittal și fostele combinate ale grupului rus Mekel, cumpărate de cetățeni ruși, Ciumato Victor și Ciumacova Svetlana. Într-o discuție cu ceva timp în urmă, pe care am avut-o cu Ioan Rușeț, acesta spunea că practic guvernele, la tot ceea ce înseamnă, și nu ne referim aici neapărat la guvernul SRL, la guvernul PDL și cele care au mai fost înainte vreme, practic guvernele discută cu acești mari investitori absolut tot ce vor să modifice în codul muncii și în legislația muncii, deoarece sunt până la urmă mari angajatori. Și este posibil ca orice țară, până la urmă,
care să respecte, să discute, bineînțeles, cu investitorii străini care fac investiții în țara respectivă. Bine ar fi dacă s-ar discuta mult mai mult și cu sindicatele. Probabil s-ar ajunge mult mai repede la anumite lucruri și bune. Taxe, distribuția și transportul, peste 70% din factura de electricitate, deci cu alte cuvinte, 70% din ce înseamnă factura de electricitate a fiecăruia dintre noi reprezintă taxe de distribuție și de transport. Mulți consumatori se uită doar la valoarea finală a facturii achitate pentru electricitate, dar nu cunosc în detaliu pentru ce plătesc acești bani. La fel de mulți consumatori confundă prețul energiei ca marfă cu totalul de plată de pe factura lunară. Așa se explică de ce producătorii de energie sunt foarte des arătați cu degetul cot la cot cu furnizorii când consumatorii constată că li se majorează costurile cu energia. În realitate, energia ca marfă reprezintă doar o mică parte din suma pe care o achităm lunar. O treime din factură sunt taxele și încă 40% sunt costurile cu transportul, distribuția și serviciile de sistem. Criza din ultimii ani a sporit atenția la facturile pentru utilități. Nu a existat an în care consumatorii de la populație la companii să nu se plângă de facturile plătite la electricitate. Astfel, producătorii de energie au fost mai tot timpul în atenția publicului, alături de furnizori, din mai multe motive. Pe de o parte, populația își închipuie că banii din facturi ajung la cei care generează energia, iar pe de altă parte, mari consumatori își negociază la sânge prețul pentru necesarul de energie cu mari furnizori, care sunt și producători. În realitate, doar 27% din prețul final reglementat pe care îl plătim reprezintă energia ca marfă. Acești bani revin producătorilor de energie. Coșul producției de electricitate rezervat pentru piața reglementată este acoperit, atenție, după cum urmează: nucleară electrică 34,6%, hidroelectrică 25,9%, complexul energetic Oltenia 16%, Petrom 9,8%, complexul energetic Hunedoara, atenție, 2%. Deci atâta valorăm noi pe piața energetică, complexul energetic Hunedoara. Producătorii în cogenerare 11%. Potrivit datelor pe care le-a oferit Agenția Națională de Reglementare în domeniul energiei, reglementatorul pieței de energie, 40% reprezintă costul pentru serviciul de transport, serviciul de sistem, serviciul prestat de operatorul pieței de energie electrică și serviciul de distribuție. Banii pentru serviciul de transport, cel de sistem și cel pentru operatorul pieței de energie, OPCOM, sunt încasați de Transelectrica, iar restul de către distribuitori și furnizori, Enel, E.ON, CEZ Electrica. O treime din factură este contravaloarea taxelor, accize, bonusul pentru cogenerare, certificate verzi, TVA. Acciza este de 0,5 euro pe megawatt pentru energia utilizată în scop comercial și de 1 euro pe megawatt pentru cea utilizată în scop necomercial. Consumul utilizat în scopul necomercial este aferent consumatorilor casnici și asimilați acestora și cel al instituțiilor bugetare. Acel utilizat în scop comercial este consumul aferent consumatorilor industriali și asimilați acestora. Consumatorilor din ramura comerțului serviciilor și asimilați acestora, consumatorilor prestatori de servicii publice, consumatorilor sezonieri și terțiari. Începând cu data de 1 ianuarie 2013, pentru tot anul curent, cursul de schimb pentru calculul accizelor este de cel din 1 octombrie 2012, respectiv de 4,52 lei pe euro. Cota obligatorie de certificate verzi, sistem prin care se sprijină producția de energie curată, respectivă eoliană, solară, hidro și biomasă, este stabilită anual de ANR și se calculează în funcție de consum. În prezent, cota este de 0,191 certificate pe megawattoră. Valoarea unui certificat verde fluctuează în funcție de mersul tranzacțiilor pe piața liberă, nefiind stabilit de ANR. Certificatele verzi au început să fie facturate consumatorilor din 2011. Facturile la energie electrică aferentă lunii iulie pe care consumatorii le primesc în august vor fi mai mici cu 5-7%. Chiar am factura în mașină când ies în această emisiune, am să mă uit și eu să văd dacă chiar așa este și promit în emisiunea viitoare că am să discut despre acest lucru. Deci, cu alte cuvinte, facturile la energie electrică aferentă lunii iulie pe care consumatorii le primesc în august vor fi mai mici cu 5-7%, după cum a anunțat recent președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, Nicolae Havrileț.
Este vorba despre reducerea cu 1,3% operată de la 1 iulie pentru prețul energiei electrice, iar restul ieftinirii vine ca urmare a diminuării numărului de certificate verzi acordate producătorilor de energie curată. Deci iată că s-a ținut domnul Constantiniță de cuvânt și a redus aceste certificate verzi, așa cum a promis, de la data de 1 iulie. Contravaloarea certificatelor verzi pe care le primesc producătorii de energie din surse regenerabile este evidențiată separat pe factură și până la 1 iulie însemna în jur de 10% din totalul sumei plătite de consumatorii casnici de electricitate. Reprezentanții ANRE au declarat pe 11 iulie 2013 că pentru consumatori, efectul pe care îl generează amânarea tranzacționării începând cu 1 iulie a unui număr de certificate verzi potrivit Ordonanței de urgență 57 pe 2013 se va resimți începând cu facturile primite în luna august. Chiar sunt foarte curios, atenție, să mă uit la factura de energie electrică. Consumatorii mijlocii și mari de energie electrică au altă structură a costurilor, potrivit mai multor furnizori cu care ne-am consultat. De exemplu, marii consumatori sunt conectați direct la rețea de transport, nu plătesc taxe de distribuție, beneficiază de un tarif bun pentru energia consumată datorită volumului mare contractat. În schimb, aceste mari companii industriale suportă cele mai mari taxe de tipul certificatelor verzi și bonusul de cogenerare, care sunt calculate în funcție de consum. De asemenea, companiile alimentate la rețeaua de medie și în altă tensiune plătesc tarife de distribuție mult mai mici, chiar cu 30%, decât consumatorii casnici care sunt alimentați din rețeaua de joasă tensiune. Stare curios dacă, când se va liberaliza complet modul ăsta de acordare, mă rog, de a cumpăra, dacă ai putea să cumperi energie electrică de oriunde, să vedem exact cum va fi distribuția consumatorilor pe piață. Ia uite, Petrom vinde electricitate pe bursă pentru 2014 la un preț mai mic decât alți producători de energie. Cu alte cuvinte, OMV Petrom, atenție, este practic această termocentrală pe gaz de la Brazi. Ne dă foarte mult nouă de furcă celor care producem energie până la urmă din arderea cărbunelui. Repet, este o centrală ultra-performantă și care, iată, vinde electricitate pe bursă pentru 2014 la un preț mai mic decât alți producători de energie. Licitațiile organizate de Petrom vor avea loc pe 23 august, iar perioada de livrare a energiei este 1 ianuarie-31 decembrie. Petrom a împărțit această cantitate de energie în 4 pachete de a câte 43.800 de MW la prețul minim de 178,5 lei. În timp ce complexul energetic Oltenia, ca să nu mai discutăm de complexul energetic Hunedoara, a scos la vânzare energie la un preț minim de 184 de lei pe MW. Petrom mai vinde și alte două pachete de energie de câte 14.645 de MW, cu 177 de lei MW, cu livrare în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2013. Deci iată ce preț au pe MW până la sfârșitul anului. Petrom a pus în funcție anul trecut centrala de la Braz pe gaze, care are o capacitate de 860 de MW și poate asigura 9% din energia generată la nivel național. Atenție, nu suntem undeva complexul energetic Hunedoara la 5% maxim, deci 5% maxim din ce înseamnă sistemul energetic național. Și ca să nu mai și vorbim de preț, deci ei, iată că dau la 177 anul ăsta până la sfârșit și 178,5 lei MW anul viitor. La noi, indiferent că vorbim de uzina electrică Paroșeni sau de uzina electrică, să-i spun așa, Mintia, prețul este cu mult peste 200 de lei. Nici nu se pune problema să avem prețul la asemenea nivel. Centrala de la Braz este al treilea cel mai ieftin producător de energie din România, după hidroelectrica și nucleară electrica, se spune în acest comunicat al celor de la Agerpret. Deci, cu alte cuvinte, iată că avem și o grămadă de concurenți pe piață, în afara celor de la... în afara acestora pe care i-am amintit mai înainte,
Iată că e vorba de, repet, de hidroelectrica, de nuclear electrica, OMV Petrom, Brazi, care produce cu mult sub prețul nostru, mai este complexul energetic Oltenia, care produce mult sub prețul nostru, apoi apar și eolienele și regenerabilele în general, care produc mult sub prețul complexului energetic Hunedoara. Am mai spus-o și trebuie să o și repet în cadrul acestei emisiuni și o să mai repet de câte ori este nevoie. Complexul energetic Hunedoara nu funcționează datorită unor, să spunem așa, unor principii economice, deci nu datorită faptului că este bine amplasat în piața energetică din România și că, vezi, Doamne, vinde energie la un preț care este concurențial sau, mă rog, care ar putea concura cu alți producători, dar rezistă din două motive, le-am mai spus-o și o repet. În primul rând, este vorba de undeva la 7.000 de angajați în cadrul complexului energetic Hunedoara și 2.000 și ceva de angajați în cadrul Societății Naționale Închide Mine Valea Jiului. Faptul că acești oameni din complexul energetic Hunedoara, din mineritul Văii Jiului, au înțelepciunea să fie organizați în aceste sindicate, bunerele cum sunt ele, dar mai au o anumită atitudine și, mă rog, mai fac anumite lucruri în această țară, deci mai fac mișcări de stradă, mai fac adrese, mai au atitudine, mai discută cu politicienii, mă rog, cu alte cuvinte, sunt niște organizații vii, niște organizații active și în al treilea rând, dar nu ultimul, dar mai precis, sunt două, practic, principii, deci unul social și al doilea politic. Politica din această țară, sau mă rog, politicul din această țară, până la urmă se gândește că acest complex energetic Hunedoara trebuie să funcționeze, fapt pentru care ei au și dat anumite hotărâri de guvern, nu le mai reamintesc în cadrul acestei emisiuni, în alte emisiuni am să le reamintesc, au dat tot felul de hotărâri de guvern, una dintre ele chiar anul ăsta în aprilie, care ne permite să dăm în bandă undeva la 400 de megawați oră constant, care până la urmă trebuie să spunem că ne asigură un trai cât de cât în cadrul acestui complex energetic Hunedoara. Ce se întâmplă în lume? De ce trebuie să vedem ce se întâmplă în lume? Tot timpul trebuie să ne uităm ce face Europa în domeniul energetic și, atenție, Statele Unite ale Americii, cam asta este linia pe care trebuie să ne orientăm. Cam ce se întâmplă în aceste zone, cu siguranță se transmite și către România. Exporturile de petrol, gaze și cărbune în Statele Unite ale Americii, atenție, s-au dublat în ultimii 3 ani de zile. Tot în cadrul acestei emisiuni v-am prezentat faptul că americanii au exportat, iată, anul trecut hidrocarburi, produse petroliere și cărbune de, atenție, 110 miliarde de dolari. Deci aceștia 110 miliarde de dolari, sper să nu greșesc, se pare că sunt undeva cam de 4 ori bugetul național al României. Deci, cu alte cuvinte, Statele Unite ale Americii a devenit exportator net de energie în 2011 pentru prima dată după 20 de ani. Creșterea, deci repet, ne referim la Statele Unite ale Americii, creșterea producției interne de petrol și gaze și scăderea prețurilor la nivel global au ajutat Statele Unite să-și recapete independența energetică și să-și sporească exporturile de materie primă și produse rafinate. Potrivit estimărilor Financial Times, bazate pe datele oficiale din Statele Unite ale Americii, valoarea exporturilor de hidrocarburi și cărbune a crescut la 110,2 miliarde de dolari în perioada 1 iulie 2012, 30 iunie 2013, față de 51,5 miliarde de dolari în anul 2010. Cifre extraordinare. Astfel, energia a devenit sectorul cu cea mai puternică creștere a exporturilor în cea mai mare economie a lumii. Atenție să ai o economie puternică cum o americanii care totuși consumă energie și să-și permiți să mai și exporți energie la dimensiunea asta, la dimensiunea asta cu siguranță America în maxim 2-3 ani de zile va deveni din nou o mare supraputere. Exporturile de petrol și gaze au urcat cu 68,3% în această perioadă. Exporturile de metale primare și șeptel au înregistrat de asemenea creșteri puternice, notează Financial Times. Pe total, materii prime și mărfuri, exporturile SUA au crescut cu 32,7%, atenție, la sută în ultimii 3 ani de zile. Vă puteți imagina ce înseamnă 32,7%.
Președintele Barack Obama a lansat în ianuarie 2010 ținta de dublare a exporturilor SUA în următorii 5 ani, vizând în principal revigorarea industriei prelucrătoare, sursa tradițională de locuri de muncă și salarii bune care au asigurat dezvoltarea clasei de mijloc americane. La acea dată, economia Statelor Unite ale Americii exporta lunar mărfuri și bunuri în valoare de 143 de miliarde de dolari pe lună. Nu-mi vine să cred. Din acest total, bunurile reprezentau 99 de miliarde de dolari. De ce trebuie să spunem că bunurile, practic, pe care ei le exportă înseamnă plus valoare și bani care vin din exportul la bugetul de stat? În luna iunie acestui an, exporturile Statelor Unite au totalizat 191 de miliarde de dolari, din care 134 de miliarde de dolari reprezentau bunuri. Deci, cu siguranță americane, își revin, sper să nu, mai ales că mâine se apropie 23 august, să nu avem proasta inspirație noi românii să trecem dintr-o barcă alta, cum am făcut-o de-a lungul istoriei noastre, când celor cu care am fost, să spun așa, aliați, le-a mers greu și ne-am trecut repede în altă barcă. Când celor cu care ne-am aliat le-a mers greu, am trecut repede în cealaltă barcă. De la un moment dat în lumea asta nu se mai știa ce și cu cine suntem și noi aliați, noi românii, că la noi ne referim. Industria americană renaște, scăderea prețurilor la energie electrică și stagnarea salariilor conferă producției industriale a SUA un plus de competitivitate pe piața mondială. Potrivit estimărilor cabinetului Boston Consulting Group, creșterea exporturilor și repatrierea producției din China va permite Statelor Unite să creeze până în 2020 între 2,55 milioane de noi locuri de muncă. Prin urmare, au estimat experții, rata șomajului se va reduce de la 7,4% în prezent la 5%. Deci, cu alte cuvinte, încet și sigur, americanii își revin. Harley-Davidson continuă la rândul să-și extindă rețeaua punctelor de desfacere. Iată o știre interesantă. Ne încântă perspectiva de creștere a afacerilor internaționale. Hai să vedem cine mai crește. Vânzările companiei au crescut în Asia și Pacific cu 12-17%, în America Latină cu 20%. În același timp, mari corporații precum Caterpillar sau General Electric au adus în SUA o parte a producției lor, în timp ce alte societăți precum Bridgestone își extind producția locală. Deci iată că și americanii au început să-și aducă înapoi fabricile înspre casă. De ce? Pentru a da de lucru americanilor și pentru a rămâne plus valoarea în țara lor. Deci iată că, nu știu dacă putem să-l numim neapărat patriotism, dar cu alte cuvinte, americanii cam știu ce vor când e vorba de criză și fac tot posibilul să-și rezolve aceste probleme. Mai avem câteva știri până o să ajungem și pe la sindicate. Voi încerca să vorbesc puțin și despre 23 august 44, fiindcă în tinerețile mele, nu că acum aș fi prea bătrân, dar în tinerețile mele 23 august însemna Ziua Națională a României, manifestații, defilări, filme, etc. O să și vă spun despre ce filme era vorba atunci. Ion Rușesc nu crede că Marin Condescu de la FNME, că fără Marin Condescu Federația Națională Mine și Energie se destramă. El spune că nimeni nu este de neînlocuit. Trebuie să-l credem pe Ion Rușeț, că nici el când a fost senator PDL într-o perioadă de 4 ani de zile și a lipsit din mișcarea sindicală, Federația Națională Mine și Energie, dar condus atunci de Marin Condescu, într-adevăr nu s-a destrămat și iată că nici el nu a fost atunci în acea perioadă de neînlocuit. Să vă mai spun o altă știre interesantă. Rușeț spune că Ponta a salvat complexul energetic Oltenia anul acesta. Continuă lupta cu administrația în Gorj. Până la urmă, într-o emisiune din Valea Jiului Univers de la acest post Capital TV, v-am prezentat faptul că, iată și știrea, cotizațiile minerilor și energeticienilor pentru sindicate pe luna august vor fi oprite tot pe statul de plată, având în vedere faptul că Federația Națională Mine și Energie, condusă de Marin Condescu, a câștigat procesul cu administrația complexului energetic Oltenia. Deci, cu alte cuvinte, contractele colective de muncă trebuie să respectate
ad literam. Deci nu se poate să nu respecte aceste contracte de muncă. Bun. Timp de câteva minute vom discuta despre ziua de mâine, 23 august 1944, după care vom discuta despre anumite lucruri care se petrec în organizația noastră cu care organizație pe care câțiva dintre noi am muncit foarte mult să o facem, să o facem să funcționeze, să o clădim cu ceva timp în urmă. Mă rog, acum se petrec anumite lucruri pe care nu vreau, nici nu să le comentez prea mult, este timp pentru toate, dar trebuie încet, încet să lucrurile trebuie clarificate și trebuie orientate, ca să spunem așa, înspre ceea ce se dorește, adică organizația sindicală Muntele trebuie să reprezinte cât mai bine mineritul din Valea Jiului și, dacă se dorește, bineînțeles, și energeticienii din cadrul complexului energetic Hunedoara. Dar haideți să discutăm puțin despre ziua de 23 august 1944. Până în 89, trebuie să spunem că 23 august era Ziua Națională a României, aveau loc tot felul de manifestații, demonstrații militare, parade militare, pardon. Am fost foarte încântat când am reușit să particip și eu la o paradă militară de 23 august, bineînțeles că n-am văzut aproximativ nimic decât avioanele, deoarece eram prea mic și din locul în care mă aflam nu se putea vedea prea multe lucruri, dar de 23 august trebuie să spunem că în general se difuza un film din cele două ore de emisie cât transmitea postul național TVR, se transmitea filmul Stejar Extremă Urgență, un film în care practic s-a arăta vitejia armatei române care întorcea armele împotriva hitleriștilor, iar în data de 24 august, deci a doua zi, se difuza celebrul film sovietic Moscova nu crede în lacrimi. Deci cam 5-6 ani, dacă nu mai mult, am avut ocazia de 23 august să văd același film, repet, Stejar Extremă Urgență, iar în 24 august Moscova nu crede în lacrimi. Sincer să fiu, era foarte greu să vezi un film bun în acea perioadă, erau foarte limitate posibilitățile de a vedea un film, te chinuiai în tot felul de încăperi, în camere de cămin în care era câte un video și ne adunam câte 17-20 de oameni, stăteam claie grămadă să vezi un film. Dar, mă rog, astea au fost vremuri trecute. Bun, ce s-a petrecut în 23 august? Comuniștii au considerat până în 1989 că a fost o zi istorică în care noi românii am fi întors armele împotriva cizmei hitleriste pe care am fugărit-o de pe teritoriul sfânt al patriei noastre. După 89 ne-am mai revizuit un pic părerea, ne-am dat seama că n-am prea întors noi de bună voie armele împotriva cizmei hitleriste. Mai mult am fost forțați de ruși, de sovietici, care în data de 22, dacă nu mă înșel, pe orele 18 ale serii, deja erau în preajma Bucureștiului. În urma evenimentelor din 23 august, trebuie să spunem, România nu a câștigat absolut nimic. Deci faptul că noi am întors, să spunem, cu ghilimele de rigoare, armele împotriva hitleriștilor, practic nu au făcut decât, au ajutat armatele sovietice să ajungă aproape în același timp cu americanii la Berlin, lucru care bineînțeles că nu le-a convenit învingătorilor din acea perioadă, respectiv aliaților americani, englezi, canadieni, francezi, polonezi, etc. Iar noi nu ne-am ales cu nimic, deci noi nu am fost declarați până la urmă învingători în urma acestui act. Ne-am fost practic considerați învinși după cel de-al doilea război mondial, fapt care a determinat pe ruși la retragere undeva în anii 56 sau 57, dacă nu mă înșel, când s-au retras definitiv de pe teritoriul României, să plece și cu o grămadă de fabrici ambalate pe trenuri, să plece cu o grămadă de resurse din această țară, cu alte și cu alte lucruri.
Bun, despre actul de la 23 august 1944 din România s-a scris foarte mult, dar s-au ascuns cu destulă abilitate poporul român unele adevăruri ale acestui act și implicațiile lui în majoritate nefaste pentru România. Deci exact ce vă spuneam, nu am avut absolut nimic de câștigat, dar înainte să intru în amănunte, am să vă spun că presa vremii era cam de aceeași factură ca și presa vremii de atunci, respectiv din 44, era ca și presa de acum, funcție de cine cotiza, era lăudat sau criticat. De ce spun acest lucru? În data de 20, dacă nu mă înșel, chiar am într-o arhivă personală, un cotidian destul de influent din acea vreme explica că noi românii trebuie să punem mâna pe arme, să apărăm țara de diavolul, sau mă rog, nu mai țin minte exact cum era exprimarea, de balaurul, da, exact așa, de balaurul sovietic, balaurul bolșevic, care încearcă să acapareze țărișoara noastră sfântă, iar tot același cotidian, atenție, cu tot aceiași autori, cu ziariști, în data de 23 august deja publicau că România trebuie să întoarcă armele și să alunge cizma hitleristă de pe teritoriul sfânt al patriei, se scrie apoi victorie, victorie, trăiască armata sovietică eliberatoare, apoi ne-am dat seama după ceva ani că de fapt eliberatorii sovietici s-au transformat în cuceritori. De altfel, mult timp după 44 mai era o zicală, să spun așa, în România, care suna ceva de genul Stalin și poporul rus, da, Stalin și poporul rus, bunăstare ne-au adus. Am aflat între timp că este vai de capul nostru. Bun, în sfârșit, haideți să discutăm câteva lucruri interesante. Pe 13 iunie 1944, Bodnărașul înăltește la palat deschiderea frontului prin poarta Iașului. Deci de atunci, comuniștii de la noi din țară încercau prin toate metodele să producă o ruptură în România, astfel încât armatele române să nu mai lupte alături de Mareșalul Antonescu și de nemți și să lupte alături de sovietici. Barbu Știrbei este trimis la Cairo sub numele de Bond. Deci iată, atenție, de unde este agentul 007 Bond. Deci este vorba de Barbu Știrbei. Încă din 43, Mareșalul Antonescu îi propune Mussolini ieșirea comună din război, iar în septembrie 43 încep negocieri secrete pentru încheierea unui armistițiu cu anglo-americanii. Mai au loc în octombrie același an la Lisabona încercări de armistițiu cu englezii. Este abordat în acest scop inclusiv suveranul pontif. După întrevederea serviciilor secrete aliate la Cairo, s-a decis trimiterea misiunii colonelului de Castelin în România, împreună cu alți doi ofițeri pentru a lucra ca intermediar între aliați și București. Acesta este prins la parașutare și instalat în București, într-un apartament al jandarmeriei la ultimul etaj. Lucruri, atenție, foarte, foarte interesante. Roosevelt, în schimb, susținea capitularea necondiționată, deci nu vroia să încheie niciun astfel de armistițiu cu România. Stockholm, primele negocieri cu URSS și unele avantaje. Deoarece negocierile de la Cairo trenau din cauza poziției rigide ale SUA, care cereau capitularea necondiționată a României, cât și din cauza unor tratate încheiate anterior cu URSS pentru crearea unei zone de influență sovietică. Deci, cu alte cuvinte, americanii ne promiseseră nouă mai de mult rușilor, fără noi să știm, bineînțeles. Deci, repet, deoarece la Cairo trenau negocierile din cauza poziției rigide a SUA și din cauza unor tratate încheiate anterior cu URSS pentru crearea de zone de influență sovietică din Balcani, inclusiv în România, guvernul Antonescu începe negocierile de armistițiu la Stockholm cu guvernul sovietic prin ambasadorul acestuia, doamna Alexandra Kolontai. În decembrie 43, în vederea asigurării succesului acestei acțiuni, guvernul Antonescu a făcut o serie de schimbări diplomatice în capitale susceptibile de a oferi posibilități de contacte și negocieri. Astfel este numit Crețeanu la Ankara, George Caranfir la Helsinki și Fred Nanu la Stockholm. La Stockholm, Nanu este contactat de către ruși în vederea negocierii de armistițiu. Bine, ca să și închei, nu s-a încheiat până la urmă niciun fel de armistițiu. Ce s-a întâmplat?
ne-au, practic americanii, cu alte cuvinte, au dat, ne-au dat la ruși cu mult înainte de 23 august 44. Rușii, de fapt, nu au vrut niciodată să încheie niciun fel de armistițiu cu România. S-au simulat o felul de discuții ca să slăbească până la urmă poziția României în tot acest ansamblu care a însemnat al doilea război mondial. Apoi, în dimineața zilei de 23 august 1944, Antonescu, care aștepta răspunsul de la Stockholm să vadă să înțelege sau nu cu rușii pentru a semna armistițiul cu URSS. În așteptarea răspunsului a cerut scrisori de la Maniu și Brăteanu pentru susținerea armistițiului. Între timp, de la Stockholm a soțit la Ministerul Afacerilor Externe acceptarea sovietică la propunerile românești de armistițiu. Telegrama, în loc să fie înmânată lui Antonescu, Grigore Niculescu Buzești, participant la conjurație, o înmânează regelui. În situația dată, regele, fără să vorbească despre telegramă și implicat în complot alături de comuniști, le comunică lui Maniu și Brăteanu că va intra în acțiune și va face singur armistițiul, fiind sătul de tutela lui Antonescu. Deși mareșalul Antonescu nu a primit telegramă așteptată, a mers totuși la palat și acolo a fost arestat. Antonescu era hotărât să încheie armistițiul cu URSS, rezultă și din faptul că în seara de 22 august l-a convocat pe ministrul german la București, Clodius, și prezentat generalul Pantazi, ministrul de război, și în prezența, pardon, generalul Pantazi, ministrul de război, ea a adus la cunoștință că România a cerut armistițiu. Deci, cu alte cuvinte, ce a reușit Antonescu să negocieze cu rușii s-a destrămat datorită comuniștilor și România a ajuns sub tutela bolșevicilor până în 1989. Bun, haideți să vă spun câteva cuvinte, mai am câteva minute din această emisiune, să vă spun câteva cuvinte și despre Sindicatul Muntele. Presa de câteva zile este plină de declarații ale președintelui Petre Nica legat de ceea ce se vrea să se petreacă în viitorul apropiat legat de această organizație. Haideți să recapitulăm foarte pe scurt. Sindicatul Muntele este compus din departamente care funcționează la Mina Lonea, Mina Livezeni, câte două, la Mina Lupeni, la Mina Vulcan, precum și la preparația Curoești, la sediul central al, de acum, Complexul Energetic Hunedoara. După emisiune o să vă rog să rămâneți la acest post de televiziune, urmează Info Capital. Avem niște fete extraordinar de drăguțe care vă vor prezenta și știri foarte interesante. Dar haideți să vă spun mai departe despre Sindicatul Muntele. Deci ăsta este modul de funcționare a acestui sindicat. Acest sindicat a fost pus în valoare, ca să spun așa, prin munca câtorva oameni, să-și nomenizez, Petre Nica, Zamora Gabriel, Pavel Robert, domnul Coșlazlo și Jurca Adrian. Sindicatul practic a fost înființat ca să poată să reprezinte mult mai bine toți angajații de atunci din cadrul Companiei Naționale Huilei, din cadrul Societății Naționale Huile sau Petroșani și, bineînțeles, din cadrul Complexului Energetic Hunedoara de acum. Nu dau prea multe amănunte acum, mai avem timp pe parcursul emisiunilor viitoare. Președintele Nica practic intenționează să facă alegeri anticipate în cadrul acestui sindicat, în cadrul acestei organizații, alegeri anticipate care sunt pe trei funcții, respectiv președinte, președinte executiv și secretar general. Inițial, practic, au fost 5 funcții obținute, printr-o hotărâre judecătorească. Acum se vrea reducerea la 3. Practic, este vorba de o conferință care va avea loc în data de 8 septembrie anul 2013, deci peste câteva zile, mai precis cam 2-3 săptămâni de zile. Pentru că aceste alegeri anticipate, eu am anunțat astăzi pe pagina de Facebook a acestei emisiuni, că pentru că aceste alegeri anticipate să poată fi făcute din punct de vedere legal, este opinia mea personală și nu numai opinia mea personală, este până la urmă o chestie juridică și de normalitate. Toți cei care suntem pe o hotărâre judecătorească pe care i-am și nominalizat și care din punct de vedere legal, să spun așa, am fi conducătorii acestei organizații și, ca să-i și repet, este vorba de președintele Nica,
domnul Coș, care și-a dat demisia el, fiind de altfel acum președintele sindicatului Huila, de Jurca Adrian, Zamora Gabriel și de Robert Pavel, în mod normal pentru ca aceste alegeri anticipate să fie declanșate și să fie legale din toate punctele de vedere, cei nominalizați ar trebui să-și prezinte demisia în data de 8 septembrie în cadrul acestei conferințe. Eu anunț oficial că acest lucru îl voi face, deci pe data de 8 îmi voi depune în cadrul conferinței care va avea loc la Teatrul de Stat demisia din funcția pe care o am în cadrul acestui sindicat respectiv de vicepreședinte, repet, în baza unei hotărâri judecătorești. Acest lucru va trebui, în schimb, să-l facă și colegii mei, fiindcă așa este firesc, nu pot să declanșez alegerile anticipate fiind încă în funcție, fiindcă ar fi un nonsens. Ce mai este și, să spun, interesant de spus legat de acest lucru, apreciez modul de a pune problema în sensul ca fiecare om să aibă acces la vot, printr-un vot liber, toți oamenii de la fiecare, adică toți membrii Sindicatului Muntele de la fiecare mină să poată să voteze liber pe cei care îi vor conduce din punct de vedere sindical într-un viitor mandat, este un lucru foarte bun, dar repet, ca să ajungem la alegeri anticipate, trebuie să se încheie mandatul prin demisie practic al celor care conduc acum Sindicatul Muntele. Nu este firesc să fii și pe funcție și să-ți faci și campanie electorală și să și conduci sindicatul. Până la urmă, dacă vrem să fie o chestie normală, loială și legală și de bun simț, fiindcă va trebui să dăm dovadă de mai mult bun simț, va trebui să demisionăm toți cei care sunt pe această hotărâre judecătorească, să dăm șanse egale tuturor candidaților. Nu cred că poate să apară, de exemplu, la mina Vulcan, să admitem, cineva care să candideze și nu este firesc ca el să se pună la bătaie, să zic așa, cu cel care este în funcție și care poate să apară toată ziua pe toate posturile și să fie și undeva denumit ori președinte, ori vicepreședinte, ori secretar general. Deci, cu alte cuvinte, eu nu vreau să sugerez celorlalți ce să facă, este numai treaba lor, dar dacă vrem să fim bărbați, va trebui să fim bărbați până la urmă, până la capăt, va trebui să dăm dovadă de demnitate și de bun simț și să demisionăm toți în data de 8 septembrie la conferință, astfel încât să putem crea cadrul legal ca aceste alegeri anticipate să se desfășoare așa cum este prevăzut printr-un vot liber în decurs de maxim o lună după această conferință, repet, care va avea loc la Teatrul de Stat. Astea ar fi deocamdată de spus, bineînțeles că mai sunt multe altele de spus, printre care faptul că nu cred că este momentul să începem atacul la persoană, unii împotriva altora, să sesizăm că poate unul ne poate fi adversar sau altul ne poate fi adversar. Eu vă spun din start, asta este decizia pe care am luat-o, voi demisiona. La ora la care vorbesc, mai mult ca sigur nu voi candida pentru nicio altă funcție în viitoarea conducere a Sindicatului Muntele, nu îmi doresc acest lucru, de aceea nu voi accepta să fiu atacat de niciun coleg în această perioadă. Cine încearcă acest lucru îi sugerez să se abțină. Ea legat de un lucru pe care tot vreau să-l spun și nu mă pot abține să nu-l spun, se tot face uz de, vezi, Doamne, implicații politice și de altă natură și a fost astăzi pusă în presă chiar și problema minei Livezeni, că, vezi, Doamne, președintele Nica nu a putut să se vadă cu muncitorii datorită unor influențe, le numește dânsul politico-sindicale, este un lucru total greșit. Nimeni nu a contrat prezența sau venirea dânsului la mină, firesc era, dacă cineva vine la mine, să fie înștiințat și cei care totuși au anumite state la acea mină și au anumită vechime. Nu mi se pare firesc să vii în casa cuiva fără să anunți și fără să spui intențiile cu care vii totuși în casa omului. Mă rog, este un subiect puțin mai delicat pe care nu vreau să-l dezvolt, dar legat de influențele politice trebuie să spunem un lucru. Domnule Nica, nu ai atacat deloc Partidul Social Democrat când ți-au făcut salari de 47 de milioane, ți-au pus o mașină la dispoziție,
te-au lăsat să și spui câte un fierbător de cafea la fiecare subunitate, pe care, probabil din chirii, banii îți revin dumneata în buzunarul personal. Atunci nu mi-amintesc, sub nicio formă, să fi urlat că vezi, Doamne, PSD-ul ce-ți face și ce nu-ți face dumneata ca președinte. Asta așa, numai ca un avertisment, că nu cred că este timpul să ne atacăm unii pe alții și sugerez, atenție, nu vreau să candidez pentru nicio funcție, să te abții de a ataca persoana Jurca sau Mina Livezeni. Fără persoana Jurca și fără Mina Livezeni, dumneata nu erai sub nicio formă astăzi președintele sindicatului Muntele, erai un om șters undeva într-o lume pustie. Deci, cu alte cuvinte, în data de 8 septembrie îmi voi depune demisia din funcția de vicepreședinte conform hotărârii judecătorești în cadrul conferinței și sugerez celor care au provocat aceste alegeri anticipate să facă același lucru, fiindcă așa trebuie făcut și așa este legal și așa este de bun simț. O zi bună vă doresc, ne revedem, repet, într-un alt format și la o altă oră în cadrul emisiunii Valea și Univers. Info Capital.